Am revenit, vorbeam despre nativii Iraclu Crețu, ce le mai putem spune? Ce să zicem, trebuie puțin să mai ales datorită faptului că, așa cum ziceai foarte bine, încercările pe care le au ei de depășit nu sunt grave, sunt la nivel de neplăceri cotidiene. Ei pot ușor să depășească aceste lucruri, adică nu trebuie să facă din țară armăsar. Dar pentru asta ei trebuie să conștientizeze, exact cum ziceai mai devreme așa de bine, dificultățile perioadei. Pentru că ei s-au obișnuit ca lumea aceasta mică a lor, lumea casei, lumea unui cerc restrâns de prieteni, să fie confortabilă, să nu le creeze probleme. Și dacă apare o problemă cât de mică, brusc au tendința să ia tot un tragic și să spună, uite, trebuia să-mi cumpăr roșii ieri și nu mi-ai cumpărat roșii ieri cum aș fi vrut eu, ci mâine când poți tu, și am avut musafiri și nu le-am putut oferi roșii. Ei bine, o chestie de nimic, că nu au fost roșii, au fost servis cu castraveți sau cu altă legumă. Da? E un exemplu, bineînțeles. Deci, puțină detașare nu le strică nativilor aici, pentru că atunci vor repara ușor intervenția aceasta neplăcută a lui Saturn, a aspectelor disruptive pe care le generează el. Așa este. Să mergem mai departe, să vedem acum pentru nativii leu. Leida, semn de foc, exact cum spuneam, cu siguranță au de experimentat această maturizare în ceea ce privește modul în care relaționează cu elementul uman. Trebuie să înțeleagă faptul că există un echilibru în univers între această disponibilitate specifică semnelor de foc, da? Și berbecii și leii și săgetătorii sau cei care se știu cu multe planete în aceste semne pe această zonă au o disponibilitate energetică în primul rând, și dacă neapărat sufletească, dar oricum energetică, astfel încât ei nu concep să nu ajute o persoană care le solicită ajutorul, ne gândindu-se de cele mai multe ori la consecințe. Au de înțeles un lucru foarte dur, pe undeva destul de neplăcut, și anume faptul că de foarte multe ori, dacă vrei să faci bine și nu este cu acordul divin și nu stai puțin să te gândești, se poate întoarce împotriva ta, și este un lucru foarte serios, pentru că Neptun este foarte tranșant acum în semnul peștilor și, repet, pentru fiecare pe zona sensibilă și pe punctul slab vulnerabil, acel călcâi al lui Ahile vine cu sugestii de a corija acest defect care, repet, pot fi foarte neplăcute. Deci dacă cu adevărat semnele de foc se știu destul de necoapte la minte, într-un fel, în acest domeniu, oricât de înțelepți ar fi, oricât de, bine pregătiți profesional ar fi cei care au multe planete în semne de foc în orice domeniu, trebuie să înțeleagă că au o structură sufletească un pic imberbă, aș spune. Deci sunt imaturi. Da, da. Și, cum se spune, îi fură valul, pentru că oamenii în această perioadă sunt unși cu toate alifiile și știu foarte bine dacă au un interes să îți dea senzația că tu ești unicul salvator, și să culeagă roadele, pentru că perioada nu iartă nici chiar dacă ești... Pentru că dacă ai de înțeles lecția naivității, tu spui, n-am făcut nicio greșeală. Da, dar dacă ești naiv sau, nu știu, nu ești atent sau ești imatur, poate fi un defect. Într-o anumită conjunctură poate să fie tragic acest defect. Și de aceea și leii, mai ales acum cu Marte în Scorpion, este imposibil ca nativii leu să nu fie experimentat fiecare în parte o mică agresiune din partea unor, le spun eu, dușmani karmici, nu neapărat dușmani, din partea unor persoane care sunt mai agresive energetic și mai durează puțin această agresiune, mai ales că și Saturn și Jupiter sunt în vărsători. Ei trebuie într-adevăr să se înțelepțească în raport cu anumite persoane cu care pot avea un anumit tip de parteneriat. Poate fi un parteneriat financiar, poate fi un parteneriat personal sau un parteneriat socioprofesional. Indiferent, într-o anumită zonă ei clar trebuie să-și dea această teză, această lecție de control. Așa este. Ce se întâmplă datorită elementului foc, care este atât de puternic, care purjolește totul în jur, nativii leu au multă putere, sunt și ei foarte puternici. Și atunci, când cineva este puternic, nu mai este atent, foarte atent la ceea ce este în jurul lui. Ei, pentru nativii leu trebuie multă atenție.
pentru că această atenție pe care ei trebuie să o exercite în jurul lor ar putea să ferească pe nativ de suferință, pentru că aici vorbim de suferință, da? Și anume, totdeauna trebuie aplicat principiul următor. Când este vorba de ajutat o altă persoană, nu va trebui să fie ajutată acea persoană decât dacă ea solicită să fie ajutată, pentru că altfel acel ajutor se lovește de un zid și cât de bun ar fi ca natura ajutorul respectiv, este resimțit de persoana care se află într-o problemă de orice natură ar fi, fie că e medicală, fie că e de sănătate, deci medicală sau socială sau financiară. Așa ca pe o agresiune. Și de fapt acel ajutor este respins. Da? Deci partea cu ajutorul trebuie totdeauna să fie bine ponderată de înțelepciune. Și anume de înțelepciunea tradițională. Pornind de la acest fapt, sigur că sunt cauze nobile. Da? Leul este un animal nobil și acțiunea lui are tendința să lumineze pe cei din jur. Da? E, aici nu mai este o problemă. Societatea chiar are nevoie de persoane nobile și nu cred că ar trebui cineva să înceteze să acționeze pe Da. calea cea nobilă, dar și aici trebuie să fie un timing. Mergem mai departe pentru nativii fecioară. Aș spune, iată, a sosit momentul adevărului, în sensul că ei vor fi puși în fața unui adevăr care, în funcție de nivelul de evoluție, sigur că da, al fecioarelor, va fi mai mult sau mai puțin plăcut. Neptun acum este într-o forță, este ca și când, imaginați-vă, nu știu, un împărat care este în toată splendoarea lui din palat, într-o caleașcă trasă cu 100 de cai, aclamat de mulțime, și acest împărat este Neptun pentru nativii fecioară, care sunt prima persoană care are impact cu acest împărat. Și acest împărat este în măsură fie să-i taie capul acestei persoane, fie să-l facă cel mai de încredere oștean al său sau cel mai important om din palat. Cam asta ar fi într-o manieră mai dură definiția și situația în care se află cei care se știu cu multe planete în fecioară, pentru că Neptun este de o grandoare incredibilă acum, atât de bine aspectat în domiciliu, nu o să ne mai întâlnim curând cu atâta transparență din partea Universului, ar fi păcat să ne ocupăm în continuare cu lucruri meschine sau să fim meschini cu cei din jur și cu noi înșine. Nu vorbesc despre nativii fecioară, dar ei sunt primii vizați, vorbesc despre noi în Da. general, pentru că este păcat de Dumnezeu în această perioadă, care spune că va veni cu cele mai frumoase recompense dacă ești cinstit, chiar dacă uneori poți să suporți consecințele, că nu este ușor să fii cinstit, uneori poți să pierzi. Sunt oameni care spun, păi nu i-am spus adevărul că pierdeam omul respectiv. Bun, îl pierdeai, dar măcar erai în acord, nu îți pierdeai legătura cu Dumnezeu. Deci este foarte important acum să înțeleagă nativii fecioară cât de relevantă este pentru ei această întâlnire cu acest împărat atât de puternic, nu este de glumit cu Neptun. Noi de obicei oamenii te întreabă ce planete sunt prost aspectate, care este planeta care mă defavorizează și așa mai departe. Da, sunt și ele importante, dar mult mai relevant este să știm cum ne poziționăm față de Neptun, care este însăși planeta responsabilă cu protecția divină. Sigur. Ne e frică de, nu zic cine, de elementul acela mai puțin plăcut, da? De elementele necurate din întunecime, din zona întunecată, dar mult mai frică ar trebui, nu frică, ar trebui să fim foarte, Să teamă, pentru că ce a da, zis Arhanghelul, de să stăm cu zona bună, teamă, de zona să stăm cu benefică. grijă. Exact. Mai Da? mult decât să ne fie teamă de rău, mai bine ar trebui să ne gândim cum să nu supărăm binele în această perioadă, dacă ar fi să fiu chiar sinceră să spun ce văd aici. Da, pentru că mi-e frică să nu împățești ceva, toată lumea, da, doamnă, am blesteme, mi-a făcut, mi-a adres. Bun, este important și acest lucru, nu spune nimeni că nu există, dar mult mai important este în această perioadă să, repet, nu să ne temem, ci pur și simplu să fim conștienți de faptul că cineva ne urmărește cu, cum să spună, cu tenacitate incredibilă, dar nu în sensul de a ne pedepsi, ci în sensul de a ne evalua. Deci asta căutam, cuvântul acesta. Deci suntem foarte evaluați, iar Alina, fecioarele mai mult decât oricare știi cum se semn. întâmplă acum? Dumnezeu este sus și se uită la noi și noi ne uităm în jos să nu călcăm într-o baltacă de apă, Da, în loc exact. să ne uităm la el. Corect. Și, adică să zicem direct lucrurile. Da. Asta este momentul. Păi noi dacă ne uităm în ochii lui Dumnezeu, nu o să mai fie nicio baltacă în fața noastră.
Da? Dar nouă ne e frică de băltoacă mai mult decât de Domnul. Adică asta este o naivitate și un refuz al spiritualității. Că spiritualitatea, exact cum am vorbit de atâtea ori în emisiunile tale, este înălțare. Păi nu ne înălțăm dacă ne uităm în jos, ci ne înălțăm dacă ne uităm în sus. E simplu, e limba română o spune și bunul simț. Deci, și Fecioara trebuie să înțeleagă exact acest lucru. Și toți trebuie, de fapt toți trebuie să înțelegem acest lucru, dar mai mult decât oricine Fecioara, pentru că, da, comparația a fost minunată, cea cu împăratul care poate să îmi taie mie capul sau să mă pună șeful știrilor. De ce? Pentru că el se uită cum sunt. Și mă leg de încă un lucru pe care l-ai spus la începutul emisiunii și foarte bun. Acum oamenii, să știi că nu se mai uită la vorbe atât de mult sau la modul în care cineva e îmbrăcat, ci pentru că datorită lui Neptun și datorită puterilor de sus, chiar dacă nu sunt evăzători cu Duhul, oamenii își dau seama imediat de lumina asta noastră, de aura noastră. Deci când aura se vede exact cum suntem, că suntem luminoși, că suntem întunecați, că suntem orientați spre bine sau spre rău, sau aveam într-o parte o problemă și în restul le-am rezolvat. Ei, cei care acum chiar întreaga lor viață și-a orientat-o spre bine și spre evoluție, imediat sunt receptați cu adevărat, chiar dacă sunt îmbrăcați mai prostuți, chiar dacă nu sunt ei frumoși ca, sau frumoase după caz ca în catalogele de modă. Dar e frumusețea aceea interioară și oamenii acum, mai mult decât oricând, au nevoie de frumusețe interioară. Da? De frumusețe și bunătate, da? De lumina lui Dumnezeu în oameni. Și de la el, și din oameni, de peste tot unde poți să ia mai ușor de la oameni, că, cum zicea majoritatea, dacă își ridică privirea, și o ridică la nivelul ăsta. Nu se uită în sus, dar măcar de la cei din jur care pot să ajute. Știi? Și acum e momentul în care oamenii care sunt cu adevărat luminași pe dinăuntru sunt foarte căutați. Pentru că lumea are nevoie de ei, totdeauna a avut nevoie de ei. Da? E vorba de drepții din Biblie, pentru care zicea, când s-a certat Lot cu Domnul, zice, dacă vor fi doi drepți în cetatea aceasta, vei ierta cetatea plină de păcate, zice, dacă vei găsi doi, o să ierti cetatea. Dar n-a găsit. De au fost arse Sodoma și Gomora, de să ne fie teamă când nu mai vedem oameni de ăștia în jur, să ne gândim că ajungem în situația în care erau Sodoma și Gomora, știi? Adică dacă avem astfel de oameni în jurul nostru, este și o garanție că lumea nu dispare. Da? Pentru că ei, prin puterea binelui din ei, țin lume. Măcar doi oameni într-o cetate. Da, și asta spuneam, apropo de Saturn și de Jupiter în Vărsător, cam ce subliniază acest Saturn și Jupiter în Vărsător pentru nativii Fecioară, ele fiind chiar pe casa Fecioarei pentru Fecioare? Subliniază faptul că franchețea și sinceritatea și asumarea unor responsabilități trebuie să vină chiar pe zona cu care ei sunt foarte confortabili, fiind chiar pe casa Fecioarei, adică pe discuții tipic mercuriene, fiind guvernați de Mercur, deci discuții din acestea frecvente, cotidiene, da. Să fie foarte atenți, să fie corecți, să spună adevărul, să aibă fair play, să aibă feedback corect, pentru că dacă nu vor evalua foarte corect și nu vor cântări aceste situații, este posibil să intre în încurcături pentru acele fecioare care au înțeles lecția corectitudinii, spun numai cuvinte adevărate, sunt foarte atenți și să primească vorbe adevărate și etichetele la ei sunt în acord cu divinitatea, nu în acord cu ce aud de la unul și de la altul, pentru că aici iar este o atenționare, sunt anumite persoane, adică anumite zodii care au influență mai mult de la anumite persoane care au influență mai mult de la anumite zodii, să zicem o persoană cu 5 planete în fecioară este tipar clar de fecioar, mai ales dacă sunt planete mari. Și atunci au acest obicei să conteze foarte mult pentru ele ceea ce aud de la oameni. Oamenii și ei cu bune și cu rele, cu defecte, cu minciuni și așa mai departe. Și ei trebuie să fie foarte atenți în această perioadă să cântărească, cum ar cântări îngerii din cer, tot ceea ce aud. Pentru că mai important este cum vede Dumnezeu o situație decât cum o văd terțe persoane pe care poate nu le recomandă neapărat morala, corectitudinea, principiile și așa mai departe. Deci mare atenție de unde auziți și ce auziți. Pentru că este o perioadă în care oamenii cu care interacționează nativii fecioară trebuie să fie puși pe căprării și să înțeleagă foarte clar. Pentru că dacă ei nu vor pune oamenii corect pe căprării, s-ar putea să fie ei victimele acestor persoane la un moment dat. Revenim după publicitate cu nativii Balanță. Am revenit, am ajuns, Lucrețiu, și la nativii Balanță.
pentru balanțe, ca semn de aer, iată, vorbeam despre franchețea aceasta verbală, despre faptul că trebuie să se concentreze foarte mult pe discuții, trebuie să-i asculte pe cei care le sunt foarte apropiați cu acest Jupiter și Saturn pe casa a cincea, oamenii cu care au relaționare sufletească foarte intensă și directă, ar cam trebui să știe ce își doresc, în ce măsură au nevoie de ajutorul lor, de sprijinul lor, cam pe unde se situează. Iar partea aceasta investițională cu Marte pe casa Taurului în semnul Scorpionului vine cu invitația de a fi puțin mai atenți și mai prudenți cu partea financiară. Este un lucru de care trebuie să aibă mare grijă și mai mult decât atât trebuie să-și contorizeze relațiile, persoanele cu care, nu știu, se întâlnesc cu o anumită regularitate. Există o parte de benefic și de șansă să investească financiar în zona imobiliară cu Pluto și cu Venus foarte bine aspectate pe semn de pământ pe casa racului pentru ei. Deci multe balanțe acum au șansa să-și cumpere locuința mult visată sau să se mute într-un loc mult mai benefic sau să-și amenajeze casa sau în orice caz să le meargă foarte bine alături de membrii familiei. Da, pentru nativul balanță, acum ai făcut așa o analiză foarte, foarte la obiect a nativului. Problema, într-adevăr, se pune cu relaționarea față de cei din jur. Și pentru ei ar putea să apară conflicte, pe de o parte, datorită fidelităților pe care le au. Pentru că au odată o fidelitate față de cei pe care îi coordonează și pe care, într-un fel sau altul, îi conduc și cărora le orientează activitatea, și fidelitatea față de persoane care i-au ajutat de-a lungul timpului. Deci ar putea să fie sfâșiați cumva și acest lucru nu face decât să adauge cumva intensitate tendințelor de a se hotărî greu. Dar ei totuși trebuie să se hotărască și foarte bine ai zis, hotărârea pe care trebuie să o ia trebuie să fie una bazată pe lumină, pe spiritualitate, pe înălțare. Da. Deci ăsta trebuie să fie criteriul care îi ajută să iasă din impasul acesta în care au tendința să se complacă cumva. Adică sunt balanță, adică ei cântăresc foarte atent, se gândesc, uite asta așa, asta așa, dar trebuie să se hotărască pentru că în același timp iau această perioadă foarte propice pentru afaceri. Deci balanțele care sunt oameni de afaceri sunt într-o perioadă foarte bună, adică ei pot chiar să investească cu folos, dar chiar și ceilalți, iată, casă sau alte avantaje materiale, da? Deci este cumva o perioadă bună, dar trebuie să facă efortul să iasă din starea de echilibru în care au tendința cumva să se complacă, da, ca să spunem lucrurilor pe nume. Mergem mai departe pentru nativii Scorpion. L-au tot găzduit pe acest Marte care este co-guvernator al Scorpionului, un Marte care cu siguranță i-a dinamizat și a pus în situații în care Scorpionii au fost foarte activi, foarte alerți, foarte agili. Cred că s-au implicat destul de mult și în activități care au avut mai mult de a face cu cei din jur decât cu ei. Și zona însă cea mai puternic aspectată, de fapt zonele sunt două zone, două domenii foarte puternic aspectate și bine aspectate pentru Scorpion, odată acest Pluto și Venus care se apropie de Pluto acum în Capricorn pe casa gemenilor pentru Scorpion, deci oameni care vin cu tot felul de propuneri. Scorpionii săptămâna ce urmează și cealaltă vor încheia contracte de mare forță, vor discuta cu oameni cu care pot să emane o energie, deci în orice caz până în ianuarie este o perioadă foarte propice pentru ei de a construi relațional și s-ar putea să aibă loc niște discuții de o manieră karmică incredibilă în care să li se stabilească soarta, să își pună la punct destinul, să pună bazele unor situații foarte reale. Deci este foarte important să vadă efectiv cum se poziționează în perioada următoare și foarte constructiv, foarte constructivă este zona. Sigur că da, acest Neptun tot pe semn de apă în Pești, pe casa Leului, pe casa 5-a pentru nativi Scorpion, creativitate. Ar fi păcat ca nativ Scorpion sau persoană care te știi cu multe planete în Scorpion sau pe casa 8-a sau, nu știu cum, Pluto pe ascendent, să nu, sau peste Soare sau în domiciliu, mă rog, deci profilul acesta de Scorpion plutonian, să nu te ocupi de creativitate. Asta nu înseamnă că toată ziua trebuie să fim creativi, dar interesant cât de
multă recunoaștere o să avem dacă vom fi creativi ca plutonie. Așa este. Nativul Scorpion beneficiază, el este o zodie spirituală, este o zodie de înțelepți, este o zodie de creatori. Este într-adevăr o perioadă în care ei pot să exceleze în partea aceasta. Este, iată, o perioadă bună. Ei oricum tot timpul au avut un background cultural, au avut un background de a ajuta pe ceilalți dintr-o poziție de reliefare publică, fie că e vorba de profesori, fie vorba de preoți, fie că e vorba de lideri informali de opinie în comunitățile lor, fie părinți față de copii într-o familie numeroasă sau chiar și într-o familie restrânsă, fie un șef de clasă, da? Ei bine, ei acum au această oportunitate să iasă în evidență, să creeze. Ei pot crea aproape orice, de la o carte la o conjunctură benefică pentru cei din jurul lor, deci sunt mari artizani ai armonizării, să zicem, acestei perioade. Așa este. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii săgetător. Ei, acum soarele este în săgetător, este și Mercur. Mercur se ține scai de soare în această perioadă. Conjuncția aceasta Mercur-Soare vorbește despre faptul că trebuie să ne adunăm gândurile, să fim buni pe organizare, să oricum niciodată nu se îndepărtează foarte mult de soare. Să fim deci organizați, să avem liste pe care să le respectăm cât de cât, pentru că Saturn vine și el cu haosul lui. El nu este haotic, dar acum este puțin deșucheat, să zicem așa, de rebelul Uranus, și oricât ai fi de bine organizat, tot mai e surpriză dacă n-ai tu și tu ești organizat, ți le fac alții. Și atunci săgetătorii sunt foarte bine instruiți în această perioadă și ei trebuie să-i pună la punct și pe ceilalți, să-i organizeze, să preia niște responsabilități de la cei din jur. Partea cea mai frumoasă, acest Neptun pe casa racului, în pești pe casa racului pentru săgetător, vorbește despre o infuzie energetică minunată care vine din zona persoanelor care îi iubesc cu adevărat, din zona persoanelor care sunt fie membrii familiei, fie oameni care țin cu adevărat la nativii săgetător. Este o simbioză foarte, foarte plăcută cu, repet, persoanele de suflet în care săgetătorii au încredere, și așa că indiferent de ce natură ar fi alte conflicte exterioare, nu știu, că au și ei dușmănii, că au și ei conflicte, că au și ei, nu știu, inadvertențe cu anumite persoane, faptul că există atât de mult benefic pe zona celor apropiați care țin cu adevărat la nativii săgetători este minunat. Deci poate face minuni zona aceasta, pentru că da, într-adevăr, ei se pot baza. Deci fac parte dintre, și nu numai săgetători, pe toți cei care se știu cu multe planete în săgetător sau pe casa a noua sau cu un Jupiter pe ascendent sau peste soare sau într-o poziție de forță. Deci toți cei cu tipar jupiterian de săgetător beneficiază de această protecție din partea oamenilor care țin cu adevărat. Deci nu există. Toți vor, deci toate persoanele cu multe planete în săgetător sau pe casa noua vor avea ca un fel de înger păzitor în această perioadă. Fie că este partenerul de viață, fie că este nu știu, un părinte, un preot, un prieten, oricum cineva care este așa ca o cupolă deasupra săgetătorilor, ca o protecție. Așa este, foarte bine definim momentul actual pentru nativul săgetător, pentru că este și o vorbă românească, după fapte și răsplată. Ei sunt generoși ca structură și ajută, au structural nevoia de a ajuta pe cei din jur, și iată că acest lucru dă roade. Deci se întoarce. Deci binele făcut se întoarce asupra celui care îl face, pentru că au parte de această protecție minunată de care vorbeai, și e un lucru foarte bun, pentru că de fapt este mâna lui Dumnezeu asupra nativului săgetător. Și toți știm, pentru că toți am avut momente de acestea, sunt momente de grație, da? În care noi simțim această protecție, și în perioada zbuciumată în care ne aflăm, efectiv este ca o alinare, ca o ușurare, ca o apă rece băută după un drum lung în care am fost însetați. Și este mare lucru, deci este minunat ceea ce li se întâmplă. Sigur că și ei trebuie să înțeleagă faptul că ceea ce li se întâmplă este spre zidirea lor sufletească și spre înălțare, și dacă reușesc să facă și acest lucru, și eu zic că majoritatea lor vor fi în stare, va fi o temelie de granit pusă la starea unei stabilități mentale și a unei fericiri temeinice, să zicem așa, de care e păcat să nu aibă parte.
Mergem mai departe pentru nativii Capricorn, două poziții planetare foarte frumoase, Venus și Pluton, perfect aș spune, aspectate în Capricorn. Venus este foarte bine aspectat de Marte și Marte aflat în Scorpion și de Neptun în Pești. Deci este o perioadă de mare rafinament pentru nativii Capricorn în care ei pot să înțeleagă pe ce picior stau în plan personal și nu numai, în general, cine sunt oamenii care îi înconjoară, pot face lucruri foarte importante alături de aceștia, dar de oamenii care țin cu adevărat la ei, dar mult mai importantă este asocierea între Neptun în Pești și planetele aflate în semnul lor, deci faptul că ei pot avea o raportare foarte corectă și foarte sinceră și foarte deschisă către divinitate și către zona aceasta de protecție și proiecție totodată spirituală. Vom vedea foarte mulți nativi Capricorn care călătoresc, care se raportează direct la biserică și la Dumnezeu, care se înconjoară și vor să se înconjoare de oameni cu har sau oameni care, nu știu, au o vocație în zona aceasta spirituală și religioasă. Și nu neapărat, ei au mari realizări profesional și financiar și social, dar nu mai sunt atât de interesați de acest aspect, devin foarte interesați, se simt atrași ca un magnet de acest împărat despre care vorbeam, acest Neptun în semnul peștilor atât de puternic aspectat, deci sunt atrași ca de un magnet, în vreme ce la Fecioare spuneam că stau și așteaptă sentința în fața palatului și în funcție de faptele pe care le-au făcut, repet, vor beneficia de o mare recompensă sau vor fi pedepsiți. Pentru Capricorn nu este vorba despre o așteptare de sentință, ci este vorba despre o chimie, despre un magnetism cu care Neptun îi atrage. Îi recunosc supremația lui Neptun, nativii Capricorn, ei fiind saturnieni de altfel, dar există acum o prietenie foarte frumoasă între Pluton în Capricorn, deci între semnul lor saturnian și acest Neptun, în sensul că psihic ei sunt chemați, chiar dacă ei au reverberațiile acestea concrete, ca orice Capricorn care se respectă, cum se spune, ei sunt mai materialiști, mai concreți, guvernați de Saturn. Știm deja că Saturn este o planetă a concretului și a materialului, este, are o vibrație metalică, cenușie, dar acum chimia aceasta cu Neptunul acesta specific peștilor, guvernator al peștilor, care este responsabil cu credința și cu intimitatea sufletească și cu lucrurile care au clar legătură cu sufletul, repet, îi atrage pe Capricorn și îi transformă, dar într-un mod foarte subtil și plăcut, din carieriști, materialiști, concreți, în ființe de lumină cu adevărat, deci au o spiritualitate care nu mai simt atâta bucurie, chiar dacă își fac în continuare cum trebuie datoria la serviciu, ei oricum sunt foarte corecți și nu se discută, nu, niciodată nu se vor dezice de responsabilități. Un nativ Capricorn niciodată nu o să facă un lucru de mântuială sau nu o să lase ceva neterminat, pentru că e sub demnitatea lor. Ca atare, în continuare vor fi foarte perseverenți și bine pregătiți, dar chemarea aceasta, o să-i vedem pur și simplu că pleacă din casă și se duc drept la biserică sau drept, nu știu, undeva unde și încarcă sufletul și bateriile, pentru că este magnetismul acesta neptunian care pe Capricorn și pe cei cu profil saturnian îi atrage mai mult decât pe alte zori. Așa, este vorba de o înălțare, ca să sintetizăm ceea ce ai descris așa de minunat și atât de intuitiv. Pentru că, practic, materialitatea este minunată până la urmă, pentru că trăim în materialitate, dar să ne aducem aminte de vorbele lui Hristos, nu avem nevoie doar de pâine ca să trăim. Omul nu are nevoie doar de pâine ca să trăiască, da? Ei avem nevoie de mai mult și atunci nevoia aceasta profundă a Capricornului, cât ar fi el de terra-terra, așa, e o nevoie care acum e împlinită. Deci el e chemat, ai zis foarte bine, așa, el este chemat, este înălțat și e un lucru minunat pentru că și merită, este sârguincios, este corect, este muncitor. Deci el, cel care își îndeplinește într-un mod desăvârșit datoriile, chiar dacă sunt datorii elementare, la un moment dat se va înălța. Deci este imposibil, dacă cineva își face într-adevăr cu adevărat bine datoria, totdeauna el se va înălța. Da? Pentru că practic este ca la un joc pe nivele. Cine își termină nivelul, automat trece la nivelul următor. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și bine, eu îl zic pe limba adolescenților zilei de astăzi, dar așa e normal. Deci cine își face bine datoria, trece la următorul nivel.
Și și-o va face și acolo. Și e un moment de grație în care acest lucru se întâmplă cu nativul Capricorn. Da. Și e foarte bine de altfel, pentru că ei experimentează o stare după care tânjeau de multă vreme. Iată ce se împlinește. Da, și dincolo de chemarea aceasta neptuniană, de faptul că sunt chemați de împăratul Neptun, care îi duce pe zona exclusiv spirituală și religioasă, de asta spuneam că un nativ Capricorn, îl vezi pur și simplu că deodată face treabă sau, nu știu, face proiecte, muncește, lucrează, își dă sufletul pentru ceva concret și este foarte perseverent și odată pleacă din casă și se duce acolo unde e chemarea neptuniană, spuneam, la biserică sau undeva unde ascultă o muzică plăcută sau în natură sau undeva pe profil neptunian. Dar ca și semn de pământ, pentru că vorbeam despre semnele de pământ, că fiecare din aceste elemente are crucea lui de dus în această perioadă, Capricornul, ca și Taurul, ca și Fecioara, trebuie să se detașeze puțin, fie de o persoană, adică nu să se detașeze definitiv, să experimenteze un pic de detașare, fie de ceva material concret, fie de o anumită legătură mai puternică de atașament, după care ea revine. Dar e o mică, un mic test. Da, da, da. Pentru semnele de aer, am spus, neapărat este testul fidelității cuvintelor. Mare atenție ce vorbiți, cu cine vorbiți, cât de curat și punctualitate și totul să fie așa scris ca și când te verifică cineva și dacă, Doamne ferește, ai greșit un cuvânt sau ai întârziat un minut, e tragedie. Pentru testele de foc, această naivitate versus credulitate doar din dorința de a fi plăcut de toată lumea și parcă se simt ele responsabile să mulțumească și să ajute și să fie un fel de salvatorii lumii, ceea ce este total greșit în această perioadă, care invită la generozitate numai cu cine trebuie, pentru că trierea este clară, bun și răi. Și trierea va fi și mai dură în următorii 2 ani. Deci duritatea intrării lui Saturn în pești va fi incredibilă, adică ne vom trezi că vor fi oameni care poate ne-au fost apropiați și pe care aproape nu-i mai recunoști sau nici nu mai poți să-i recunoști pentru că sunt total modificați. Iar pentru semnele de pământ este această detașare și pentru semnele de apă, chemarea la spiritualitate. Da, vorbeai de acest lucru, am în minte imaginea separării grâului de neghină. Da, adică exact. Trebuie separat grâu de neghină. Grâu e bun, neghină o aruncăm. Sunt preoții văzători, clar văzători, care au spus foarte clar că anul 2022 și 2023, și este susținută această predicție, să spunem, în astrologie, odată cu intrarea lui Saturn în pești, alături de Neptun. Acum se fac doar, se pune covorul roșu cu Jupiter în pești, care intră în curând, după care vom fi obligați cu toții să intrăm. Deci se va face această triere, asta spun și sfinții noștri preoți, se va face această triere între buni și răi. Acum de noi depinde, putem alege în orice minut, să fim mai buni, să fim mai puțin cu probleme. Revenim după publicitate.